Vă salut, sunt Gabi. Să leg o muscă artificială. Să vă arăt și site-ul unde găsesc filmările. Flyfishing.ro și magazinul pescuitok.ro. Am legat azi mai multe musculițe, dar nu așa foarte multe. Uite așa. Unele de culori mai naturale, altele mai deschise, altele mai închise. Cenușiu acesta, care ar merge foarte bine la păstrăv. O să fac și eu una așa. Și o să fac și, că lucrez pe cârlig de 12, o să fac și vies pe aceea. Asta e cea mai lucrativă pe aici. Am făcut două streamere așa. Am și viespele acestea. O să fac și una din asta. Lucrat la gamele astea, micile. Am o comandă aici mai mare. Și am lucrat la ele aici. Diverse modele. Astea sunt pe cârlige de 18. De muscă. Hai să încep să fac și eu una. Am pus cârligul aici, am pus o codiță dintr-o ață, din aceasta, colorată. Am o bandă de curcubeu. Cu o muscă roșie. Am aici un fir frumos unde să scot eu un fir din acesta. Scoatem unul din acesta, uitați așa. E o muscă simplă, pe fond roșu. Mai trebuie niște păun. Câteva fire de aici de păun. O să iau 4 fire din astea de păun. Să-i fac corpul așa grăsuț. Scurte. Să aveți grijă. Țineți și cu degetul așa să nu scape. V-ați mai învățat acolo cu ele, nu? Este o muscă foarte frumoasă după mine. Și un fulg roșu. Au găsit în acesta coloratul. Se găsesc de cumpărat în magazinele de pescuit.
Naturale nu prea am văzut așa culorile astea. Vini. Musca aceasta aș avea curat să dau cam la toate speciile de pește, plus văduvițele alea, dar eu am folosit cărlige mari la văduvițe, când am dat cu boldo. Știți? De 10 și de 8. Aveam alte modele pe atunci, sunt câțiva ani buni. Uite, asta e un model foarte prinzător, mai ales în sezonul rece, când cleanul caută musculițe de culoare roșie. Curând o să trecem și la filmările de pescuit pentru iarnă. Adică mă bazez pe domnul, ca să mă rezolve la piciorici. Se rezolv și cu mașina. Ați văzut ce repede și musculița? Eu după mine zic că asta este naturală. Mulți zic că astea nu sunt naturale, dar sunt naturale. Am văzut muscă cu corpul închis. Și de desubt aveam niște fulguleți roșii de culoarea aceasta. Semănau late cu acesta. Le mai prindeam eu, le mai pozam când lucram pe la pază. Cu am să leg și una cenușie așa, nu? Să leg și una cenușie. Am un cărlig de 12 de mustard. De 12. Așa. Se mai mișcă camera aceasta. Pusă pe tastatura. Gata. Ce-mi trebuie mie? Hai, fixează-te, nu este așa. O oață de montaj. De culoare neagră. Mai grosuță decât cele decât cea pe care o folosesc la niștele mici. Merge treaba mai repede. Am niște fulgi aici de culoare cenușie. Vedeți? Eu bag ăsta. Tai de aici. De la capăt. Prind o bandă. Îl pur cu beu de culoare albă. Trebuie să vă grăbiți, că acum nu știu. Să mai găsesc până pe 24, nici n-am luat, am zis să iau și eu câteva. De la Kaufland, de la noi, de la Pitești. După aia nu mai găsiți. Pun și un fir de culoare albă. Sunt aduse pentru pom acum. Nu e rău scump, pe 5 ron 50. Dar vă ajută foarte mult. O să face și muște pentru scrumbie. Combinații la muștele acestea. Uite așa. Și acum am prins materialul. Acum tai de aici, așa de numai, cam la un centimetru,
poți să tai și mai lung. Dacă tai mai lung și vin și dau de jur împrejur, o să iasă mai grosuță. Dacă tai mai scurt, o să iasă mai subțire. Ideea e să tai cam mediu, așa. Tai la 1,5 cm. Asta vă obișnuiți voi pe parcurs, să puteți să faceți câteva probe pentru muștele. Pentru cele mai mici, mai puțin. Pentru călige mai mari, tăiați puțin mai mult. A, uite, vin și fac așa. Răsucesc pe ață. Vedeți? Îi dai drum. Ca să vedeți treaba. Dar nu o duc până la capăt, 3 sferturi, așa, și vine înapoi. Ați prins ideea. Și iese un corp. Am dat bine cu ața printre ele. Apăsat. Tai surplusul acesta. Să rămână corpul așa. Deci ăsta e un surplus. Apoi tăia. Mi-am lăsat locul aici pentru fulg, da? Vin cu firul metalizat peste corp, prinde foarte bine. Întorc. Și banda. Multe insecte au spatele astea colorate. Problema la camera asta. O să așeze pe culori. Mai fi de regla și iasă. A folosit-o Gabriel. Așa, mai că și-a revenit. Uite, că vreau să vă arăt ce frumos strălucește. Apoi să-i mai pun și două antenuțe. Media. Vom lua antenuțele astea din firul nostru metalizat. Mai folosesc eu pe aici. Vedeți? Putem să dau, vedeți, pe corp și cu acesta metalizat-o. Dar acolo pun ca antenuțe. Oricum este foarte strălucitoare. Mai ales de la banda asta curcubeu. Ia ochii săracului pește. Și acum am un fulg dintr-un cocoș. La un cocoș, uitați. Pe strizul din acesta. Ala după spate, foarte lung, așa. Seamănă cu cei genetici. Da, așa. Are ceva bătrânețe. Știți cum e treaba cu fulgul? Haideți să vă zic șmecherie. Deci, cocoșii când sunt tineri, au aici niște puf. Vedeți? Între firele acestea la se găsește niște puf. Și de ce mai îmbătrânesc ei, puful acesta dispare. Acum e în formă de V. Și
Când îmbătrânesc la 4-5 ani, dispare de tot și rămâne fulgul cu, spirele fără puf în el, ca acela ce ar, lua apă și atunci rămâne să mai și întărește, mai strălucește. Și e ideal pentru muștele uscate. De-aia ați auzit voi că sunt bune fulgi de la cocoș foarte bătrâni. Asta pentru muștele uscate e valabil. Așa pot să iau și un fulg de culoare asta de la un cocoș de un an jumate, să zic, care el mai are puf între el, cum are acesta. Să vede unde e mai închis. Aici, în partea aceasta, vedeți, mai închis. Apoi vine și mai puțin și mai puțin și mai puțin. Exact acela e locul cu puf, care vei acela. Și dacă am mers spre vârful lui, nu se mai vede, dispare între el. Vedeți, aici nu are puf. La cei genetici nu, uite, vedeți, aici nu are puf deloc. Are și ăsta ceva vârstă, fie, vă mă rog, 2 ani jumate. Vedeți? Și mai încoace pe puf. Știți cam unde sunt degetele mele în stânga, de aici începe puf. Până în partea asta altă. Se vede, se accentuează. Acum depinde de cu ce prezentați musca. Dacă vreți cu jnorul, trebuie să luați un fulg, de la un cocoș mai bătrân sau genetic, ca să fie uscat, da? Le-am dat trăiture. Muscă ok. Din ce a rămas, mai fac două musculițe. Trăiture fiecare. Am ajuns la nodul final. Apoi se lipește. 2, 3, 4. Apoi se lipește și se poate pescui cu ea. Este o muscă de culoare mai naturală, mai care o confundă peștele. Acum trebuie și încerca să vedem în ce perioada anului îi place cel mai mult acesta. Până nu sunt la testări cu ele, nu pot să vă garantez. Ce pot să vă spun un secret, că am dat cu ea și nu prea îi place în perioada aceea. Mulți le recomandă, o să vedeți pe teren că situația nu stă în felul următor. Poate are anumite perioade de an când îi place foarte mult. Ori au fost și alte probleme de prezentare. Nu se știe, mai trebuie încercate. Dar pătele ormane sunt foarte căutate, nu știu. Pe păcărlegea de 12 sunt ideale. Chiar aștept și apoi iarna pe zăpada în decembrie să mai fac un, dacă nu în ianuarie, să mai fac un pipăit. La muscă iarnă. Punem aici musculița. Acum să leg, legăm și o viespe, da? Eu tot încă leg mustad de 12. Așteptăm să regleze camera aici. Îi dăm la niște seturi. Hai, Sony, nu mai merge, Sonica? Depinde, poate nu e setată pentru lumina asta de lampă. Fișă pentru lumină naturală. Așa. Cu oața de montaj. Acum am o bandă de ampă culoare maron, portocaliu ăsta așa, portocaliu așa mai deschis spre maron așa, prin pe aceasta.
Trebuie să fac corpul galben. Folosesc o oață din asta galbenă. Pe la mercerie. Nu-i problema. Și am... Vedeți, am niște fir așa, negru strălucitor. Și scot un fir din el. Prind și firul acesta. Și acum vin și fac corpul. Deci am tăiat aici, vin cu firul acesta negru, îi dau spirele. Și cu acesta. Prind și banda. De culoare negru. Culoare negră, ia să vedem. Că vreau să-i pun una așa. Vedeți cum e treaba? Luăm fulgul acesta. Fac o fantezie așa de rispe. Cu negru îmi place mie. Ia. Îi pun și firul ăsta strălucitor. Și acum voi face următoarea schimb. Deja e foarte mare aglomerație cu corpul ăsta. Și schimbați acum asta subțire. Vede? Fac un fel următor. Prind capătul de ață subțire. Nu pot să mai lucrez cu cea mai foarte groasă. Nu pot să mai lucrez cu ea. Apoi pe dedesubt prind și asta care a fost. Apoi, o scot pe aceasta, mă, groasă. O să pățiți și voi la lucrul ăsta, e bine să aveți și ață subțire. Și acoi pun un fulg maron. Vin cu penseta, îl prind. Dau mai multe spire, așa. Vedeți că asta mă ajută foarte mult, ața subțire.
în situații din astea aglomerate, voi fac nodul final. Dacă nu lucram cu această subțire, nu schimbam, nu făceam treburi. S-a aglomerat foarte mult pe capăt și nu reușeam să pun montaj. Chiar dacă e cârligul de 26 aire, se strânge atâtea materiale, mai ales că și corpul a fost din ață groasă. Ideal a fost și secret să schimbați. Ceea ce m-a ajutat ca să realizez și hackle-ul acesta în engleză, fulgul acesta, ca să-mi iasă și mie VSP-mea. Și acesta e un model de VSP. Și sperăm să dea rezultate cât mai bune și iarna la pipăit. Cred că nu n-a uitat el clanul. Să mai facem noi o probă la pipăit. Să vă arăt și site-ul unde găsi filmările. flyestation.ro. Și pescuit ok.ro, magazin online. Sănătate, numai bine și spor la legat și fir întins la pescuit. Și nu uitați că peștele așteaptă musculițe, chiar în sezonul acesta rece. Sănătate și numai bine.